Căldură mare Monșer, suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi și prietenii mei pe 1034 la radio 7ro Pentru că ne auzim pe internet și ne vedem video pe 13 TV canalul YouTube. Mai Godoroja, bine ai revenit în studiul la noi. Bine v-am găsit pe toți și sănătoși și în același timp plin de să zicem de dorința de a comunica unul cu celălalt. Poate mai degrabă, acum, după această infernală restricție, simt nevoia să vorbesc cu orice prostie, dar vreau să o vorbesc. Sunt nevorbit. Sunt... Nu e singurul. Da, da, da. Știi Rick and Morty? <laughs> Zi. <laughs> Rick and Morty, în noul așa. sezon, fix primul episod, a inventat conceptul de snake jazz. Adică? Adică niște șerpișori mici cu clopoței care merg doar așa... <laughs> Mi s-a părut jur gluma anului. Da, 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 da. Știu că după această, aceste trei luni, de la care în viața mea nu m-aș fi așteptat să fie altfel decât un foarte bun film pe Netflix, semnalele pe care eu le-am primit sunt acelea de trezire la realitate, că gata cu copilăria din mine e posibil orice. În momentul când am pășit pe platou la Molbăneasa și n-am văzut pe nimeni la ora 6 seara. Și am dat drumul lui meu, am un bobtail și am alergat cu el pe tot platoul ăla. Și uh, la un moment dat vine o mașină de poliție cu girofarul pornit către mine și Mimi, Mimi e bobtailul meu. Cu uh, uh, girofarul și cu sunetele alea oribile, oprește și îmi cere actele. Ce caut acolo? Am avut sentimentul că, da, acest SF e real, e pe bune. Sigur că aveam, la un moment dat aveam atât de multe declarații, că zice, vă rog, vă rugăm alegeți care vă convine mai mult. Adică, mă rog, dar una peste alta, uh, vremea asta a despărțit. Uh, a despărțit caractere, a, a, a pus la zid a, idealuri, a schimbat meserii. Știu foarte mulți muzicieni, artiști care au renunțat, nu mai pot să continue, și acum fac altceva, a, și nici nu vor să mai audă să se întoarcă. De asemenea, am văzut a, și spun cu certitudine că online-ul este anus contra naturii, nu vinde bilete. Voi să întreb și de asta. Da, nu vinde bilete. Sigur, vinde pentru fani, dar eu nici nu aș numi bilete, l-aș numi mai degrabă support artist. Adică nu este un business asta și nici ăla cu Mac Drivers nu, nu, face parte din condiția umană a relaționării cu artistul, al genul ăsta. Deci visele, cum că hai că ori o scoatem noi la capăt, sau planurile, să zic așa, nu sunt. Planul tău de la început a fost ca un strănut, așa scriam eu, un somn mm -hmm. bizar, da, a fost așa. E. Da, a fost și o glumă bună care s-a transformat într-un meme la începutul pandemiei. Da, exact da, astea. da, da, da. A, știu că ultima oară când ne-am văzut și am stat de vorba aici, vorbeam despre faptul că lumea da, nu mai seamănă acum, anul trecut vorbeam asta, nu mai seamănă, nu mai departe de șase luni, cu ceea ce era acum 25 de ani. Vorbim din nou acum, lumea de acum nu mai seamănă cu aia de acum, hai să zicem, șase luni când am stat noi ultima oră de vorbă. Lucrurile s-au schimbat... Da. S-au schimbat paradigme. Ce, ce Dumnezeu crezi că s-a întâmplat? Eu cred că omul Uh, luat în, uh... Pentru că ăsta e un an care o să rămână în istorie, cu multe S chestii urâte. Da, da. Uh, eu cred că cei care sunt uh, uh, schimbați realmente sunt o categorie de oameni care uh, au un defect, le pasă, dar oamenii adevărat, cei mulți, cărora nu le pasă, ei sunt cei care au făcut să existe și Vietnamul, și uh, cu tremurul din 4 martie, să existe fără prea multe uh, consecințe. Oamenii care trec peste dezastre zâmbind cu o, o floare în colțul gurii, sunt oamenii cărora nu le pasă. Și aceștia sunt baza, de fapt, a speranței că ziua de mâine nu va fi totuși o zi a unei alte civilizații, ci că ne vom întoarce la ceea ce suntem noi, oamenii normali. Ăștia al alții, între care mă număr și eu, care își pun probleme, care simt, care gândesc prea mult, care suferă incredibil de stupid, e, ăștia, într-adevăr, acum eu văd altfel lumea asta. Online-ul, deja am un sentiment de ușoară. Când, când venea bunica cu bezele, știți cum sunt bezelele? Sunt făcute într-o spumă Alu. de frișcă întărită cu zahăr și îmi plăceau enorm de mult și mâncam așa, fără să, să țin cont că o să-mi vină rău și mâncam și mâncam și la un moment dat simțeam că în gura mea se face așa o pungă imensă și nu, nu mai uram nu, să mai mănânc, nu dau să mai mănânc ceva. Asta e sentimentul care l am, am sentimentul că online nu mi-au făcut gura pungă, știi? Mm -hmm. N-am porneală să intru pe live Dar dacă îmi bați la ușă Deschid oricui Și unii hoți să-i spun Bă, bine ai venit, fii atent că ai acolo un amp marșal ia și vinde-l Sigur că o să-l derutez, o să întrebe ce dracu am pe marșal și dacă merită Dar prefer așa Acum, vreau să trăiesc De-aia venit cu drag aici în studio Am înțeles Cum au fost uh... Cum e cântarea online? Știi de ce te întreb? E cumva ca la televiziune, faci un live la TV sau nici măcar atât? E o emisiune. E o emisiune, Sigur, nu? Sigur, pentru că este uh, mai mult decât uh, evident faptul că artiștii a, căr, uh, a căror activitate financiară contează lumea asta, din zona care vrei tu, de la jazz, să zicem, Snarky Pop, Harry Hancock, până la... Uh, Ed și așa mai departe, nu dau concerte online, punct. De ce oare? De ce oare ai plecat? Pentru că nu este un business. De ce nu e un business? Pentru că n-ai ce să vinzi. Oamenii nu cumpără bilete ca să nu simtă energia. Adică ăștia mari care au făcut-o, uite Metallica de pildă, au cântat o piesă. Aia nu e concert live? Da, nu e un concert live. A, online. Fost, a, a fost mai mult o activitate de PR. Zici că Aia, cei care au făcut-o au făcut sigur. mai mult pentru da, noi. există, au fost, cum fac și eu, niște concerte online, dar ele nu marchează o activitate uh, pe care să aibă, o să zic eu așa, un o, o calendar. Este o chestie punctuală. S-a întâmplat treaba asta, ați aflat, știm, existăm, n am murit. Eu am făcut-o și o fac în continuare uh, cu după un calendar. Deoarece sunt și un. Uh, am meseria asta făcută la CUS la Paris de producător de televiziune și de emisiuni. Deci eu am făcut-o ca o emisiune, îmi vine mânușă. E de asemenea pregătirea mea. Dar dacă nu-i ofer omului de acasă ceva care să-l țină în fața acestui blestemat de uh, laptop, faptul că tu cânti, fie și cu lumini, fie și din sufragerie. El poate să te vadă pe YouTube oricând vrea el. Faptul că e live și doar ți nu este o atracție. Faptul că e live și că o vorbești cu el sau că porți o conversație cu Nicu Covaci deja se transformă în emisiune. Și asta trebuie să facă oricine și Metallica asta a făcut. A făcut un, un fel de show de TV atunci când că am văzut și eu materialul ref nu e nicio scofală uh, din punct de vedere business, dar pentru mine ca artist și pentru toată lumea online în momentul de față este, nu numai recomandat, este ca aerul de necesar. Puteți tu oare să-ți imaginezi la momentul în care, hai să zicem, te-ai urcat prima oară pe scenă să cânti, că o să vină într-o zi acea zi în care o, o, o să cânti la un drive-in în fața unor mașini și oamenii stând în mașini și claxonând eventual între piese, am văzut că... <laughs> da, am văzut genială fază, asta chiar mă, adevărul este că nu și te rog să mă crezi că povestea că am oprit broscuța mea cu bobtailul meu în dreapta, căci eu merg cu el în dreapta, nu în spate merg așa de capotabil, boptelul stă în dreapta, când am intrat în Băneasa și am văzut No Man's Land, am văzut orașul părăsit, am zis, da, frate, cum ar spune unul dintre cântăreții de la Taraf TV, da, frățioare. Stau pe calea Victoriei, unde de obicei este vacarm și praf. N-a mai fost nici praf, nu s-a mai plâns nimeni de probleme cu traficul, nici că este luni, și am auzit nu o singură noapte, ci foarte multe nopți, o buvniță. Nu mi-am imaginat vreodată că o să aud vreo buvniță pe Calea Victoriei. Da, este. Acum îți dau dreptate, de fapt, ce vreau să spun. Într-adevăr, trăim o nouă viață, o altfel de nouă viață. Orașul este un mediu nenatural. Omul și l-a creat este. Uh, orașul este un organism artificial el, el nu este un produs organic uh, ca atare sigur că în, dacă ai fi avut o casă în pădure, probabil că n-ar fi fost nicio mirare, da pandemia nu ar fi însemnat nimic pentru tine dar chiar nimic, înțelegi? dar să stai într-un oraș unde spiritul lui se vede tocmai prin lipsa de liniște în care uh, luminile sunt componentă vitală mai ales noaptea târziu e bine să-l vezi pustiu este nu numai deprimant, este uh, cum să spun eu este, te conduce la o inactivitate a viitorului. Noi dorim cu, să dialogăm cu viitorul, noi facem ceva mereu gândindu-ne, wow, vine de. o toamnă, scoatem albumul ăla, ne vedem acolo. Punem murături da. Ce Faptul că n-am mai dialogat facem cu vin? viitorul mm -hmm. deloc este cea mai uh, descurajantă situație. Oamenii nu și mai puteau face planuri. E, asta îți oferea această uh, imagine acestui oraș. Evident că acum dacă uh, prin Bucureștiul ăsta cosmopolit, dacă te plimbi, am fost duminică seara pe la Victoriei a fost un uh, open space pentru pietoni. Este puși. de vreo câteva săptămâni, da. Acum, sincer să spun, la câte bube are uh, doamna primar firea, pentru așa ceva, pentru această inițiativă, eu i-aș strânge mâna. Și eu la fel, jos pe Pentru că am simțit uh, că sunt european. Am au motocicletele. Da, am simțit că sunt european, am simțit că sunt uh, fancy, ceea ce asta e frumos într-un oraș, să fii fancy, nu? Am văzut oameni care uh, mergeau de sculți, s-a cântat. Muzică clasică, blues, Ed Sheeran... Îți spun eu că stau acolo, se cântă de trei ori pe zi ploaia, lucargo nu mai sport. No, da. <laughs> da. da, frumos. Și eu cu câinele și cu copiii câteodată merg... Uh, da, asta, imaginea asta a venit așa ca un... Uh, da, e ca o gură grog. de aer cumva, da. după toată nebunia Am asta. Am inspirat-o puternic în plămâni, crede-mă. Da, și lumea de bun simț. Uite, asta este una, a, a, asta este mm -hmm. schimbarea. Nu știu dacă a, ai spus-o cu ce voi, voi, Da, asta mm -hmm. e schimbarea. A, au, au scăzut numărul claxoanelor mitocănești în trafic. A scăzut, vizibil. A, cantitatea de... A, 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 cantitatea de cocalari pe metru pătrat s-a mai diminuat, sau mai bine zis s-a mai estompat, nu s-a diminuat și lumea a devenit puțin mai uh, uh, mai ci, mai respectuoasă, da. Se dă bună ziua, se cere scuze dacă cumva uh, i ai blocat uh, uh, accesul pe trotuar și așa mai departe. Nu aș... știu de la ce se întâmplă asta, Asta, asta este efectul pe care eu îl văd. Și mai văd un lucru foarte, foarte important. Fetele sunt foarte frumos îmbrăcate. Au stat în casă, dragă Silviu. Rochițele lor au fost nefolosite. Dacă te uiți, păi nu-ți vine să pleci din țara asta. Așa, fete frumoase, femei frumoase, îmbrăcate cu un gust formidabil, ce dracului să cauți în Belgia? Ce să faci pe la Flamanzi, pe la nordici? La noi a fost o bucurie în duminică să promenadez, ca să zic așa, având în căști vanila fagi și uitându-mă cu drag pe bulevard. Pot să-ți spun în calitatea mea de estet și locuitor pentru o perioadă în buricul târgului. Nu este o oră, poate târziu, noapte spre dimineață, când ok, bulevardul este fire să fie gol. Altfel, nu este o oră să nu scot capul pe geam și în maxim, maxim 5 minute după ceas să treacă o femeie frumoasă. Pur și simplu, o vezi. O trece pe acolo. Da. Deci, nu deci... sunt singur. Nu. Nu pro... suntem singuri, băieți. Pentru problemele noastre cu ombușenii. Da. 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 <laughs> da. Uh, mai, pandemia asta nenorocită. La pachet cu statistica, nu înseamnă un număr foarte mare de morți, de COVID. Dar. Uh, înseamnă o grămadă de probleme pe care le-a dus pe lângă. Spre exemplu, a, a crescut și a crescut la nivel mondial rata sinuciderilor. Uh, afacerile, micile afaceri, micile business-uri uh, s-au pus pe butuci, oamenii ăștia trebuie să trăiască cumva și uh, că erau bâlboială aici la noi în bătătura la marginea Orientului, nu era nicio mirare pentru nimeni, dar treaba asta -a, a fost o bâlbâială și este o bâlbâială în continuare la nivel mondial. Uh, organizația Mondială a Sănătății este o bâlbă de la cap la coadă uh, și o mitocănie. Vezi cazul cu, cu Taiwanul, când s a oferit să spună China, pentru că China cotizează grav și nu recunoaște Taiwanul ca, ca republică și așa mai departe. Cum Dumnezeu s-a ajuns aici? Evident că trebuie să luăm în considerare uh, judecăți de bun simț. În rest, dacă vreunul dintre noi doi are informații pe care nu poate să le spună, asta e treaba. Eu n-am. Deci voi folosi judecăți de bun simț. Uh, internetul și nu numai, dar mai ales internetul este zona unde poți să te informezi mai, uh, să zicem, cu mai, mai, cu mai mult randament, pentru că de, televiziunile sunt deja uh, bălăceanca, adică. Te consideră handicapat. Dacă te uiți foarte clar, au cam dispărut um, acele. Um, să le numim talk show-uri inteligente în care erai parte. Nu, în momentul de față totul este o, o planificare um, de obiectiv. Trebuie să ajungem să comunicăm mai, trebuie să. și așa mai departe. Așa că internetul rămâne până la urmă soluția în care tu poți să-ți. Uh, să te auto -placezi undeva, Oricum, dacă vrei să fii informat. Este o perioadă în care uh, cred că se schimbă uh, sintagma asta de presa mainstream. Pentru că presa mainstream poate să aibă undeva, hai să zicem, uh, la 500 de mii de viewer, pe când un, un, uh, un canal YouTube poate să ajungă la câteva milioane, just like this. Păi da, și devine tot mainstream YouTube-ul ăla canalul respectiv, mainstream, da. Mainstream, uh, primul de cuvântul ăsta am auzit uh, într-un dicționar de jazz. Uh, the mainstream jazz, adică era curentul principal. Curentul principal înseamnă ceea ce majoritatea uh, dorește. Majoritatea înseamnă cei care fac ratingul. Când se discută de rating de audiență toată lumea care ne aude acum știe foarte bine că de fapt este o soluție economică pentru oricine face presă. Ratingul, audiența mare înseamnă bani. Fără acești bani, instituția care e privată nu poate exista. În consecință și internetul este la fel, bla bla bla. Numai că, spre deosebire de uh, o instituție cu salariați cu facturi la curent, internetul luat în ansamblul lui are o cantitate destul de mare de independenți voluntari. Și cu 2000 de euro poți să-ți faci un studiu excelent. Da. În, în consecință, pentru online. rămâne sau rămâi cu o întrebare simplă care sună cam așa. Dacă din punct de vedere top, clasament, COVID-ul este undeva mult sub jumătate. În prima parte, stând cancere, probleme cu ficatul. Accidente de mașină. Bla, bla, bla. De ce a, la, la o poziție atât de jos în clasament s-au luat măsuri care uh, omoară economia, numai bune măsuri, ca să. Ca dacă s-ar fi luat, s-ar fi luat să rezolve probleme de cancer. Care pe bune ar fi însemnat o revoluție uh, a umanității, nu? Îți pui întrebarea asta. Și îți pui întrebarea asta nu așa cu prea multă, cum să zic eu, dorință să afli un răspuns, o pui mai mult retoric, că știi că nu vei primi niciun răspuns, dar o pui. Și atunci, imediat, accepti că da, lumea nu este construită pe principii uh, uh, sănătoase din istoria Imperiului Roman și până în anii în care îi trăim acum, vedem că întotdeauna a existat lumea majorității și lumea minorității care conduce lumea majorității. Lumea minorității a avut sus, adică a avut perioade de strălucire și a avut jos, perioade de tiranie și așa mai departe. Dar dacă există un, un fir uh, care unește toate aceste perioade, acest fir este al acelora care dețin cele mai mari sume de bani. Încă de pe vremea Inchiziției, acești oameni au avut nume și prenume. Și în ziua de astăzi acești oameni au nume și prenume. Ca atare, există o vorbă veche românească. Urmează firul banilor și afli orice răspuns vrei tu. Asta trebuie să facem și acum. Trebuie este că la pachet cu COVID-ul ăsta, 2010. Ai văzut ce se întâmplă în America? A ajuns Lucrurile au ajuns la o demență acolo la care. De la ce v-ați luat? Pur și simplu, asta este întrebarea. O țară care a avut un președinte negru. O țară în care este plină de rapperi și actori care sunt milionari, da? O, o țară în care lumea umblă în armată pe stradă și atunci poliția normal că funcționează în altă paradigmă decât aici. O țară în care poliția face abuzuri, până la urmă. Și am să-ți mai spun o chestie care este o observație personală. Am fost. Ok, am fost în Madagascar și am stat o lună de zile, am fost în Republica Dominicană și am stat uh, două luni jumate. Am stat între negri, da? Constanta, una din constante era că fiecare femeie ajunsă la 19 ani avea primul ei copil. Uh, tatăl nu era acolo. Plecase, dispăruse din peisajul de idee, de familie. Fix același lucru se întâmplă și în America și se întâmplă de ani de zile. Ba mai mult, democrații susțin uh, mama singură care își crește copilul, uh, mama singură de culoare care își crește copilul, susțin cu niște ajutoare de la stat. Ajutoare care se retrag dacă ea se căsătorește, motiv pentru care nu prea se mai căsătorește nimeni motiv pentru care comunitățile negre în marea lor majoritate, ei, ei nu pot să funcționeze ca cele, hai să zicem hispanice sau italiene sau așa mai departe, pe păi, de, idee de familie și de construcție, au unui tip de putere economică pe care orice familie e mai mult în stare să, să o ducă decât să o ducă o mamă singură asta este una din probleme dar de aici până la problema cu să dispară Isus alb, ce da. mai avem? Știința este rasistă pentru că am auzit-o pasta să discută în mediile universitare americane. Știința este rasistă pentru că în majoritatea lor oamenii de știință sunt albi și asiatici. Am auzit și tâmpenia matematica este rasistă dacă nu știai, bune, am da? auzit asta, pentru că a folosit la numărarea sclavilor. Întotdeauna politica a trecut a sărit calul, a trecut măsura. Pentru că așa este ea, politica. Politica este ca să zic așa, limbajul prin care se poate discuta într-o administrare. Politica antice, politica făcută în renaștentistă, politica de astăzi, to toți au Uh, cum să zic eu, cam același limbaj, și întotdeauna au fost săsăricalu. De ce? Pentru că E un răspuns pesedist, dacă vrei. De ce? Pentru că putem. Și este un răspuns foarte istoric. Nu este al. al, da, al... da, da, știu ce spui. Este un răspuns uh -huh. istoric. Da, pentru că putem. E, atunci intervine, de fapt, gradul de democratizare al unei țări, de exemplu, una mai puțin democrată. Venezuela sau una foarte democrată, cum este Germania, da? aici intervine uh, uh, opoziția față de acest sărit de cal. Și dacă opoziția asta este viabilă și recunoscută oficial, nu este, uh, nu este uh, omorâtă în sânge la propriu, atunci statul ăla este un stat uh, care înflorește. Este un stat frumos. Este un stat în care îți vine să trăiești. Uh, ce s-a întâmplat în America, de fapt, este consecința unei turnuri de la uh, exploziile turnurilor din septembrie 11. De acolo lucrurile s-au schimbat și deci nu e vorba despre culoarea pielii președinților, ci e vorba despre niște servicii, punct, care au schimbat planurile sau, mai bine zis, au în sfârșit, l au pus în aplicare. Da, America, într-adevăr, de la 11 septembrie a fost cu o altfel de poliție și cu o altfel de administrare. Eu am fost în America anul trecut, am stat aproape 3 săptămâni Unde? la, New York, la a, New, York. New York. New York nu e America. E foarte adevărat. Nu am fost, dar mi s-a spus că este cel mai eu european oraș din da, stat. New York, New York nu e America, dar totuși să te rog să mă crezi că este un oraș cât România ca, ca și populație este. Un, este o nenorocire ca un, un tren de metrou să se oprească 5 minute. Este absolut un calvar ca să se strice un semafor. Atât de funcțional e sistemul lor pentru o asemenea aglomerare de oameni, încât este absolut imposibil să admiți că o rotiță mică își poate permite cineva să o scoată pentru 5 minute. Cu toate astea, am asistat la, la situații uh, limită în care oamenii coalizează repede. Deci, practic, am văzut new care înțeleg o problemă și nu reacționează nici agresiv și nici indiferent față de o problemă că este a unei persoane. Uite, pot să spun că eu am avut o problemă și am fost ajutat de către poliție uh, cu... Am avut sentimentul că sunt că nu prieteni, dar că sunt amici oarecum și îmi înțeleg problema. Sigur că jucau o piesă de teatru, ei sunt învățați să fie drăguți și amabili. Da, o procedură. Da, dar m-au făcut să cred chestia asta și m-am simțit în siguranță. Cu alte cuvinte, eu cred că a purta armă în New York este imposibil. Nu vezi, în New York, în New York nu se poartă armă că există oameni care au arme... Nici în Harlem sau în zonele alea mai... Aia, ăla nu în New York, ăla este altă lume, ok? Deci vorbim New york New york este New york în care tu cu mine putem să mergem pe stradă. Okay. Manhattan, bla, 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 bla. Acolo e altă lume. E, din momentul ăla vorbim de America, unde chiar pe bune trebuie să... să, să fie așa, nu altfel. Să fii atent și intransigent bineînțeles că lucrurile astea în cazul unor tipi care nu sunt echilibrați pot duce la niște derapaje grave, cum a fost situația care a devenit uh, absolut uh, monstruoasă cu uh, cazul în care a fost omorât un, uh, un cetățean de culoare. Dar, deci în momentul ăsta se dezbate într-o America întreagă cazul ăsta, punând la zid poliția. Cumva pe bună dreptate. Cumva pe bună dreptate, ăla chiar a fost un abuz. Te rog să mă crezi că da și nu este răspunsul meu. Da, poliția face abuzuri. Pune mâna dreaptă abuzurile și pune mâna stângă soluțiile care le-au avut. Da, plus că omul am înțeles că era pe amfetamine și era incontrolabil. Uite te dacă ne mm -hmm. și vedem acum, da, aici este asta, abuzurile poliției americane și aici sunt rezultatele bune în uh, păstrarea ordinii, da? Și ai să vezi uite, aici e mai mult, mult mai mult au mult mai multe rezultate pozitive. Și uh, este o țară imensă. Și o poliție, o, o să spun pe asta, că nu-mi plac polițiștii, ok, nu-mi plac nici abuzurile poliției, pe de-o parte. Pe de-altă parte, bă, mai bine ai o poliție coruptă decât să n-ai poliție. Cum văd că se merge acum pe ideea asta. Noi nu mai vrem poliție aici. Mă, cine, o, a, cine nu mai vrem? Zona aia din Seattle. Ah, da. Poliția coruptă mi se pare totuși mai grav decât nu avem poliție. Cred, eu cred. Dar uite, dacă ești de acord să schimbăm puțin cheia okay. și să vorbim despre Arcul de Triunf uh, și promenada de pe calea Victoriei. Și uh, trei polițiști români. El, 21, ea, cred că 24, sau el 24, ea 23, ceva de genul ăsta și încă un el până în 25 de ani. Generație, Tineri frumoși foarte fain uh, ca freză, uh, salutau lumea și se plimbau fără infatuarea uh, epoleților cu burtă din anii 90 sau aia care vin mai din de, de spate. Nu, sunt oameni care se duc la sală, arată bine, ea uh, e o blondă cu părul lung, sigur. Nu văzut, văzut, da, arată vă foarte bine. Adică, acum aș face școala de poliție pe loc, mi-aș reface viața, uite, așa, înțelegi? Cu alte cuvinte, am simțit un nou val. Și cred că valul ăsta nu va fi al polițiștilor uh, pe care i-a întruchipat Garcia. Nu, nu, nu mai sunt. Da, nu știu că. Dacă mergi prin țară, vezi cazul Caracal de anul trecut, ei cu mâinile de cap acolo, mi se pare că lucrurile funcționează uh, într-o paradigmă feudală. Probabil, eu știu că o bat țara sau băteam țara până când uh, n-am mai avut uh, concerte, deci o știu într-adevăr în toate resorturile ei, de la Sulina până la Baia Mare. Uh, da, uh, ai dreptate. Dar noua generație care iese din, din, de pe băncile școlilor de poliție, chiar și la uh, Caracal, este o generație care uh, vorbește semi engleză adică, ok, dar nu e puțin lucru. Mie nu-mi place rom engleza dar în cazul ăsta o prefer, adică este ok. La, da, e un pas înainte. Da? Că faptul că zice. Uh, bună ziua, sunt subofițer, marinică, da, v-am dat actele, ok, merci. ok, mersi, e, e un alt pas, înțelegi, față de să trăiți mulțumesc, înțelegi, ok, mersi, ok, engleză, merci, franceză, este un cosmopolitism care îmi face bine mie, adică mă simt bine, nu-mi place rând dar prefer să-l văd pe Cirân decât... Uh, atmosfera manelizată a anilor și a decenilor trecute. Mă uitam în vremea pandemiei, cum am stat cu toții lipiți cu ochii de toate monitoarele vieții, a fost un tip de dezbatere făcută de niște băieți de la vechea gașcă Cațavencu, unde, bineînțeles, se punea problema că vin sărbătorile de Paști, și că o comunitate de țigani, da, nu o să asculte de indicațiile autorităților, o să se ducă la biserică și o să iasă bătaie cu poliția și că, vezi, doamne, este un tip de rasism la noi în România. Toate bune și frumoase, nimic nu m-a îngrijorat în această discuție, mai puțin un tânăr, tipul ONG-ist, da, lucra un ONG da. care se ocupă de... Pe niște fonduri, bineînțeles, de drepturile minorităților și așa mai departe, care a, la vreo 27-28 de ani care a spus următorul lucru care jur că m-a speriat. M-a speriat în primul rând pentru că omul era animat, nu am avut, nu l-am bănuit de nimic. Era animat de gânduri bune, dar care a explicat următorul lucru. Unul din motivele pentru care există rasismul în România, spune el. Este că stand-up comedian pois, da? Fac glume cu țigani Și că nu prea e ok să mai facem glume cu țigani Că uite, duce la rasism Așa am stat și m-am gândit Mă, asta nu este O primă formă de cenzură? Este direct Și tu care ai prins niște vremuri Te poți imagina că La anul ți se nazare să scoți un disc Și trebuie să te duci cu versurile La o comisie de cenzuri din nou Pentru că nu știu ce ai vrut tu Să spui într-o piesă căci nu m-ar mira să se ajungă din nou acolo pentru că văd că se poartă acest tip de cenzură din nou pe aripile vântului pe bune da asta este una dintre anomaliile uh, prezentului dar o să dispară Monty Python în 5 ani, mă uit la clanul soprano de câteva zile, o să dispară clanul soprano îl pe, o să-l găsesc pe niște torenți obscuri eu cred, nu, nu cred, sunt convins că tot ceea ce uh, sare calul nu are viitor Uh, discuțiile în jurul uh, rasismului în jurul uh, egalității re dreptilor religioase în jurul uh, egalităților de șanse între bărbați și femei între heterosexual și gay și lesbiene și bla 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 toate aceste discuții n-ar exista atât de pregnante dacă n-ar fi organizate cu un management o agenda. Da. Uh, cu siguranță, dacă prevești așa, normal, te uiți în jur, ai să vezi că românul n a făcut niciodată uh, într-un mod planificat, uh, nu a avut o activitate împotriva evreilor, niciodată. Românul, nici împotriva gayilor, sigur că uh, au fost situații la nivel statal în care au fost astfel de, de de probleme cu evrei. Vezi, Antonescu și așa mai departe, dar românul el în sine n-a avut niciodată probleme. Vezi, tache anche și Chesicadr este una dintre dovezile lămuritoare. Și numărul mare de comunități da, de, da, da, da. Din, din Dobrogea iar este iar un exemplu foarte bun. Românul este... Dacă are alte bube, în orice caz, cea cu toleranța nu este o bubă. Este tolerant. Este, este foarte dornic să. E ca italianul, nu? Este da, a, Are de, acel conservatorism. Da, știu are. Spune, are, are da, care și, cred că e și foarte sănătos. Și eu cred. Și suntem uh, uh, ospitalieri pe bune, adică uh, ne place să, să, să stăm de vorbă și să avem vizite suntem inconștienți, poate că vizitele alea pot să ne fie fatale, dar noi deschidem ușa versus un flamand care este foarte atent cu îi deschide ușa. Deci, rasismul de care vorbești tu este, după părerea mea, întreținut. Asta este ceea ce pot să spun că observ. Este, cum bine spuneai tu, o agendă în care se urmărește un scop. Evident. Sigur că un eu albul heterosexual, da? Da? Dintr-o dată mă găsesc vinovat de o grămadă de lucruri. Da, uite, erau este... niște fete care, înainte de pandemie, în fața la fostul ce îmi place. Da, -am da, să da, spun, au făcut un soi de flash mob în care, mă rog, era ceva cu versuri și avea acest referent, Violatorul ești tu. Păi, treceam pe stradă, un pic. ce am făcut. Da. Uh, uite, pentru că facem și, uh, cum să zic eu, facem niște. Uh, Uh, recomandări. Uh, pe subiectul ăsta, un serial la care e bine să vă opriți la maxim sezonul 2, după care el devine McDonald's, este The Man in the High Castle. Este un serial uh, SF, este o distopie uh, uh, în care povestea este următoarea. Ce-ar fi dacă după cel al doilea război mondial ar fi câștigat Hitler războiul și japonezi și ar fi împărțit America în două, cu asta de vest a japonezilor și cu asta de vest, cu asta de est a, a nemților the, the American Great Reich Nazi Reich așa scrie, dar nu asta e important, ci comportamentul acestor personaje în interiorul acestei distopii este mai mult decât relevant cu multe răspunsuri la întrebări de genul rasism. Uh, și serialul este foarte inteligent, din fericire pentru uh, pregătirea noastră este un lucru bun și nu este o, nu e o jignire, cum sunt multe alte seriale pentru intelect și îl recomand să-l vedeți, cum de altfel recomand să ascultați Uh, un dinozaur cu un album care a fost scos anul trecut, se numește Roger Waters, este un dinozaur care este mai mult decât mai mai tânăr decât mulți alți tineri, uh, pe care îl respect imens, nu pentru istoria lui uh, creativă, cât pentru puterea lui de a se plasa în prezent. Uh, și acest album al lui Roger Waters, eu îl recomand uh, uh, în această perioadă, are multe răspunsuri, și poate de multe ori arta știe să răspundă mai bine decât vreun teoretician. Eu nu sunt acel teoretician, deci, aș recomanda stări artistice care să-ți sugereze răspunsuri. Imaginează-ți cum peste 200 de ani, da, cineva ar, vrea, ar fi interesat. Să vadă ce Dumnezeu s-a întâmplat în 2020. Acest an uh, minunat în care, slavă Domnului, încă suntem în viață și sănătoși. Uh, păi la ce te întorci când te duci, hai să zicem, într-un anticariat, fie el, și online? La niște cărți, la niște filme uh, și la niște muzici, mai ales din, din, din perioada asta. Da, uh, uite, eu. Uh... Am ascultat uh, ieri uh, soundtrack-ul din Blow Up, semnat de Herbie Hancock. Filmul acesta este unul dintre marile filme pe care trebuie să le ai în, uh, văzute în, în, într-o viață. Îl recomand clar. Și pentru faptul că acolo o să-l vedeți pe Jeff Beck și pe Jimmy Page în uh, Yardbirds, Uh, care nu e puțin lucru, eu mă duc aminte că stăteam la coadă la cinematecă noaptea, dimineața, ca să prind biletul și mare dezamăgire aveam când aflam că de fapt secvența aia a fost tăiată și s-a sărit peste ea. În fi... Da? S-a sărit direct când personajul principal este cu griful uh, gitarei lui Jeff Beck singur în stradă. În fine, muzica este semnată de Herbie Hancock, este un, un soundtrack uh, minunat, Uh, și minunat pentru vremea aia și minunat pentru vremea de acum uh, dacă este să vorbim despre o carte uh, eu uh, Pentulul Foucault l-aș recomanda, nu e o carte grea cum mi s-a părut mie prima oară când am citit-o a treia oară când am citit-o acum. nu e o, o carte grea, pare bă, ce vrei să lasă-ne, înțelegi nu, este o carte E chiar mai ușoară decât de-al de, al de uh, numele Trandafirului și așa mai, ușor, și mai departe. Deci este o carte unde răspunsuri la întrebări de genul cum ai, ai pus-o mai devreme. Sau întrebările acestei emisiuni sunt. Acestea sunt cărți inteligente peste noi, peste mine. Și îmi doresc să. Da, cu... intră la recul, uh, uh, Poate în, în numele Trandafirului nu, dar pentru lui Foucault intră la le, cu lecturi obligatorii. Da, 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 da. De acord. Revenind însă la Dacă rock nu s interzice și asta, scuze. Nu cred. Uh, noi vom avea întotdeauna un underground. Interzice-mă după mine și mă invită el. Adică și nu, undeva într-un subsol se va întâmpla. Undergroundul ul n-a niciodată. Știm asta foarte bine, încă de pe vremea lui Spartacus și așa mai departe. Uh, dar uh, dacă este să ne întoarcem la rock and roll, Uh, vestea bună pe care am văzut-o este că a început să înflorească uh, combinația între DJ și, uh, și muzicieni. Vezi că am spus clar, DJ-ul este o meserie, muzicianul e altă meserie. Uh, a fost o dominantă a DJ-ului uh, ani bun de zile, acum, nemai existând manifestările live, DJ-ul și-a pierdut din esență pentru că el are valoare când ești în fața unor boxe cu prietenii la, nu? la distracție. Să ți se învârtă toate moving head-urile alea pe creier, și așa mai departe. Online DJ-ul nu mai are nicio valoare. În schimb, muzicianul da, el poate cânta online. Și au apărut aceste cooperative muzicale. Care arată că, de fapt, ăsta este următorul de fapt. Ăsta va fi următorul pas, în care DJ-ul devine uh, muzician și muzicianul devine. Cu, are deja trăsături de looping, de sampling ale DJ-ului. Uh, repetarea. Love, love, me do. You know, I love you. Asta e loop. Love, please. Punct. Love, me do este. Este sampling. Și asta face ca în lumea de astăzi să se cânte refrenele chiar de la începutul piesei, mult prea mult. S-a ajuns la o saturație și am văzut de curând o combinație formidabilă. De exemplu, Snarky Puppy, care este un grup care mi se pare că trage viitorul după el, cu nu te a, știu okay, da, să mă uit. cu olandezul la Armin van Bergen care, în care eu credeam că nu se lășurește nimic în sinapsele lui și m-am înșelat, am văzut un funk și am zis, da, iată, aici e viitorul. Ce a făcut, ce contribuție a avut Armin Van Buuren? În primul rând că a pus mâna pe sintetizatoare. Știe muzică și, în sfârșit, a avut cu cine să o pună în valoare, adică cu niște muzicieni. Cred că s-au mai și prins, probabil, unii de E, treabă de rim. dacă ai gruvul, Deja este checi. Întotdeauna groovul este checi. că-i folosim în rock and roll că-i folosim în funk, că-i folosim oriunde. Ai spus un adevăr. În toată muzica de după 1900, groovul este cel, cea, cel ce, trăsătura definitorie. La Mozart nu există groov. Și nu e o problemă asta, dar nu are cum, pentru că el vine din sângele istoric al negrilor, nu din cel al albilor. Și asta este. Marele câștig al uh, secolului uh, 19-20, acest groove Ei bine, DJ-ii, în combinație cu uh, muzicienii, dau naștere la un nou produs, un nou tip de groove dacă vrei, care reprezintă beneficiul perioadei care urmează. Sigur, în mod sigur, vom avea conservatori care vor spune ce dj dă încolo să învețe uh, măcar... Nopele, da măcar să învețe să intoneze o gamă, ceva, și după aia mai vorbim. Dar eu astfel de vorbele am tot întâlnit, m-am obișnuit cu ele. Știi câți profesori care știu muzică există în lumea asta, care, de care nu știe nimeni și care învață copiii să, să muzică. Ei bine, acești profesori nu sunt nici vedete, nici nu vor să-și depășească condiția de a fi Învățător sau profesor la o școală, și în concluzie, n-au avut nicio. și nu vor avea vreo contribuție la mersul muzicii de mâine. Deci, tu trebuie să pui mâna pe cei care sunt activi, că sunt ingineri sau au terminat un colegiu sau trei conservatoare, who cares? Contează ce faci și cum faci, nu ce diplome ai acumulat tu în spate. Și așa că. Acești conservatori pe care îi știu nu îmi nu satisfac nevoile, cum nu îmi satisfac nici superficialii care, cum să spun eu, caută întotdeauna desfințarea mesajelor inteligente din artă, din muzică. Uite, pandemia a ajutat în punctul ăsta de vedere. Online nu se devine mai inteligent. Eu așa l-am perceput. Asta pentru că ești tu abonat probabil la anumiți oameni și la anumite publicații. Dacă stai să te uiți la, la, la marea majoritate a lucrurilor și a lucrurilor care se postează, întotdeauna online și în zona asta de, de social media are o mică problemă, riscăm la un moment dat să devenim victima propriilor noastre opinii. Pentru că cumva ne punem o sită a informațiilor pe care le primim și atunci avem acolo un grup de oameni care de obicei spun cam același lucru și, și merg pe aceeași linie și riscăm să riscăm să pierdem un pic contactul cu realitatea. Păi asta este valabil și la televiziune. Deci Bine dacă, înțeles. dacă vrei spre Trump, te uiți la Fox. Dacă vrei împotriva lui Trump, te uiți la CNN. Dacă vrei cu Dragnea, te uiți la Antena 1 sau 3 dacă vrei fără dragnea, te uitai la realitatea, că în realitatea era un post inteligent. Da, asta e peste tot valabil. Sigur că există și echilibre, dar e întotdeauna au audiență mai redusă. De exemplu, că tot vorbim despre presă, să zicem că, și mă refer la cea care se vede și se aude, să zicem că luăm și socotim televiziunea publică, Rolul ei, al televiziunii publice, este să se distanțeze pe față de toți. Bineînțeles. E, nu, se întâmplă asta. Și content, și, și bă, zona asta care nu este acoperită nici cum de, de partea comercială, de muzică, de arta, de cultură. Nu știu ce se mai întâmplă, nu mai am televizor de șase ani, să zic că mi-e bine. Mm. Televizorul te refer că nu te mai uiți pe canale. Nu, uh, nu mai am YouTube. televizor propriu. Am, am internet, am monitor, da, mă uit YouTube-ul YouTube. este nu am televiziune. De fapt, tu nu mai ai aparatul mare Aparatul centrat mare, da. Pentru că tu poți să vezi Ah, bineînțeles, da. Posturile de televiziune le vezi, poți Bine. vedea online. Uh, da, aparatul care unea familia. Să nu uităm asta. Uh, și care te făcea să vezi lumea pătrată? hai să ne uităm la un film împreună asta, da. la ora D este un fapt la care, către, care lumea se întoarce acum și s-a descoperit America wow, la ora 20 Mike face transmisie în direct wow, ce schemă să fiu eu la ora 20 acolo Păi asta se întâmplă de când lumea și pământul cu televiziunea tu nu puteai vedea în reluare decât tot la o oră fixă pe care ți-o stabilea uh -huh. televiziunea, nu când vrei tu. În consecință, acest act de indirect este o priză foarte bună de uh, adrenalină media, care nu va dispărea, că ea se numea televiziune înainte și că acum se numește YouTube Live sau cum vrei tu, Vai mi-o Live sau cum dorești tu să-i spui, uh, acea, acel farmec al directului de începând cu radioul și terminând azi cu YouTube-ul, nu va dispărea. Uh, da, probabil că nu-i puțin lucru. Ce mi-ai spus tu m-a făcut să mă gândesc la jocurile pe computer care de obicei te însingurează și ce mult am apreciat când a apărut Wii pentru că treia, să joci cu pereche, eram mult mai fan să joci cu pereche și jucai în familie, ceea ce... Da, Wii este fitness, de fapt. Jocurile pe computer, la ora asta, îi, și știu de la băiatul meu de la Alexandru sunt o formă de socializare cu toată lumea el când intră într-o sesiune de genul ăsta este cu vreo 4-5 într-un dialog continuu în ultimul an în engleză deci erau din diverse țări oameni ideea într-adevăr e adevărată de a fi tu și cu jocul tău însă era de acum 5 ani, 6 ani acum jocurile sunt numai online practic Alexandru îmi spune că el cumpără carcasa la Battlefield sau nu știu ce pentru că așa vrea producătorul, nu pentru că trebuie producătorul îi spune că dacă nu cumperi carcasa asta nu ai dreptul la acest joc de la a cumpăra carcasa nici nu o desface până la disc și doar până unde obține codul, că restul downloadează direct de pe site-ul lor, deci este un streaming by default în concluzie, dacă este să judecăm ce se întâmplă cu online acum, eu cred că partea bună este că a fost prea mult și începe să scoată lumea afară. Alexandru se întâlnește cu doi prieteni cu care putea să facă liniștit pe internet operațiunea asta, să facă niște piese cu sintetizatoare. Eu am o colecție de sintetizatoare în studio. Și mi-a cerut voie. E bine, prietenii au bătut cale lungă până în Corbean ca să vină în studio și acolo să lucreze ei cu un profet 6, au făcut niște piese. Și atunci mi-am dat seama, păi stai puțin ei, s-au întâlnit de fapt să se simtă unul pe celălalt. Deci nu merge faza cu online, nu. Îți dai seama că îi discută tot timpul. Deci în, în, în telefonul respectiv este o da, interfață WhatsApp. de WhatsApp în care se scrie mult mai mult decât se vorbește. Înțelegi? Dar nu, nu a... Cum să zic eu? Nu a dispărut interacțiunea umană. Da, mm. oamenii simt nevoie de treaba asta. Eu mă gândesc cu groază la ăștia mici, la, la grădiniță. Măi, copiii funcționează altfel. Ei se ating, se joacă, se iau în brațe. Să nu mai ai voie să faci asta... Mă, jur, mi-e frică că se transmite genetic, că o să ajungem niște pe, pe, pe roboței în tocmai ca am cărțile lui Asimov sau da. filmul pe care mi le ai dat mai devreme. The Man in the High Castle, da. da. Uh, bineînțeles că dacă vreți istorie uh, și o să amintesc pentru cei care... Uh, știu, și pentru cei care nu știu, o să recomand, ferma animalelor, de exemplu, sau grozavul film 1984 84. și așa mai departe, sau Brazil, dacă vreți, dacă vreți un, un film al acestei pandemii. Facut de un de la Monty Python, Brazil, dacă nu mi -a, mi -a Nu, aminte. dar Brazilul este. Monty Python merită să oricum de văzut. Până nu dispare! Da, 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 corect, corect. Uh, ce să zic despre uh, online mai mult decât că el, uh, la copii, decât că el este tableta, uh, tăblița cu, cu, cu cretă cu care eu am crescut. Mi-aduc aminte, la grădință aveam niște tablițe care aveau ramă de lemn și o aveam bucată de cretă care nu era uh, ca uh, și creonul, da? era ca un soi de pietricică mai lată ca să nu ne tăiem cu ea și scri, scriam inegal desenam pe așa și așa mai departe asta înseamnă uh, online-ul de, de astăzi nu este, este cum să spun, inadecvat uh, timpul noastră să-ți închipui tu că online-ul e o problemă, nu nici vorba de așa ceva Pro, e, o problemă devine cenzura online-ului asta m-am gândit la un moment dat că ceea ce a fost un tip de avangardă și un tip de libertate, internetul, când a apărut el și cum s-a dezvoltat și cu napster și cu care a pus industria muzicală în cap și așa mai departe, dintr-o dată a devenit un sistem de control. Da. Poate deveni, eu lejer pot fi dibuit dacă sunt online, unde sunt, în orice clipă, mă rog. Sau... Pot foarte bine să nu folosesc telefonul. Sau nu, da, dacă... Tu dorești da. să nu mai fii dibuit, n-ai mm -hmm. cum să fii dibuit, să nu scapi de device-uri. Și gata, nu mai e dibuit. Decât, sigur, dacă începem cu... Cu, să batem mă, câmpii cu chipuri și cu alte chestii. Asta mă gândeam că pandemia asta mi-a activat această, această zonă și această teamă a unor conspirații care brusc nu mi se mai par departe de adevăr la cum văd că se întâmplă lucruri. Păi normal și să cum se... funcționează niște agende. E normal adică să dacă mi-am pus un chip sub piele și am făcut temperatură, s-ar putea să mă trezesc imediat cu niște doctori la ușă și cu poliția care trebuie să mă salte de acasă. Stau cu frica asta când. Viitorul apropiat s-ar putea să se întâmple. Dar nu avem niciun chip, dragă Silviu. Slavă Domnului! Și nu o să-l avem, mai să vezi. Pentru că există. Nu pentru că există opoziția din online, ci pentru că este împotriva naturii umane. Gândește-te că maximum ce avem acum sunt niște vaccinuri. Care, la ora când vorbim, ne-a salvat de poliomelită și de alte boli. Bineînțeles. Ele nu sunt o formă de cipare a noastră uh, și sunt un act cum să zic eu uh, vaccinurile acelea de la naștere sunt un act care nu mai este uh, al voinței mele este obligatoriu pentru că faci parte dintr-o comunitate în care comunitatea a hotărât da trebuie să fii vaccinat împotriva poliomelitei bla 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 chestiunea este că ea poate fi mai departe uh, gonflată și să ajungem la vaccinuri care de fapt îți controlează gândirea ADN te rog și așa mai departe, să mă crezi așa. că noi suntem persoane cu educație gândim, nu muncim știm asta, deci gândim și vedem că nu poate să se întâmple în momentul vieții noastre probabil că viața de mâine poate să ajungă într-o situație de asta dar în timpul vieții noastre nu se va ajunge aici și mai e un lucru care e important pe care Dan de la timpul noi mereu ne-l aduce aminte prin textele și piesele Luca, Tanța uh, și așa mai departe sexul, frate atâta timp cât sexul va fi sexul real mă refer și nu va domina pornografia uh, online atunci avem speranță, suntem oameni sănătoși atâta vreme cât vor exista cupluri care se sărută pe stradă, atunci, iartă-mă, nu dau doi bani pe teoriile cu cipare și așa mai departe. Da, pandemia a scos, și starea de urgență, a scos la iveală bărbații adevărați care și-au <laughs> asumat. Da, 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 da. da, da, așa este. Pe de o parte, pe de altă parte, jur mă foarte bucur că tu ești mai optimist decât mine. Eu pur și simplu cred că am devenit puțin paranoic cu tot ceea ce urmează, pentru că sunt atent la, la tot, toate derapajele cu putință, care nu încetează aproape zilnic să mă surprindă cu, cu, cu altă grozăvie, cu, repet, Iisus negru ca alb, nu mai e ok, cu statuilor și așa. Înțelegi? Da, eu aș spune că nu, tu ești doar un foarte bun realizator de radio care știi să provoci. Uh, îți dai seama că ar fi. Inutilă o discuție în care tu și cu mine gândim același lucru și ne îmbrățișăm în opinii. Nu, tu trebuie să provoști, tu trebuie să fii altfel. Pă, nu dar fac... mele, îngrijorările mele sunt reale. Da, uh, Isus uh, este uh, negru între ghirimele încă de pe vremea lui Tom Waits. Piesa pe care o cânta Beth Hart, Chocolate Jesus, Jesus. este un exemplu în acest sens. Și apoi faptul că ne batem pe, pe burtă cu Isus Hristos împotriva conduitei ortodoxe este un lucru care se întâmplă de foarte multă vreme, și nu neapărat de, din cauza rock and roll-ului, ci din cauza acelor profeți care făceau mai mulți bani decât Elvis Presley și care plecau un turneu. În general, într-o Americă descumpănită, da? Și acești predicatori care pe care îi găseai în, în anii 70, în toată lumea, nu numai în America, dar în mod special în America, au făcut milioane de dolari din a vorbi de faptul că Isus e acum lângă tine și uite, El o să te scape de albeața ochilor. Uh, nu, nu mă îngrijorează faptul că apar aberații de genul trebuie să gândești că Isus nu are culoare, că Isus nu are sex. Doamne ferește, el este Dumnezeu. Faptul că noi ne permitem să vorbim așa ne arată mincimea, dar arată și cât de mare este uh, accepțiunea divină că ne lasă să vorbim. Gândește-te că este. Uh, este foarte democrat uh, Dumnezeul nostru. Ne lasă Dumnezeule. Ne lasă să vorbim. Că dacă n-ar fi democrat, ar spune, ce? Cine să ia doi? Uh, Godoroșa și cu Munteanu. Ia, oprește, e gata. Și nu trebuie să ceară voie la nimeni. Pur și simplu, face așa. Pac și am înghețat amândoi. Nu, noi vorbim. Spunem bune, spunem rele. Dar ne spunem deschis păsurile. Asta arată că nu trebuie să-mi fie frică de faptul că niște aberații există. Ele fac parte din viață, să nu devină impuse, să nu devină cenzură, cum bine spuneai. Dar că ele există, who cares? Asta este temerea mea, că au apărut niște unii care peste noapte susțin că 2 2 fac 5 și o țin sus și tare că 2 2 fac 5 și eu le încarc drepturile dacă le spun că chestia asta nu poți să o tolerezi totuși. Adică e, e o limită a toleranței. Ce tolerăm și ce nu tolerăm. Nu poți să tolerezi pe cineva care susține că 2 și cu 2 fac 5, pentru că dacă mergi pe calculele cu 2 și cu 2 fac 5, nu mai urci niciun avion în aer. E atât da, de există o dictatură a minorității acum ca dacă vrei... Și ca care of... mă ia la poșete, ca asta da, mi se da, este o formă de politică, nu? Uh, da, este. Uh, poate că exemplul tău cu America n-a fost degeaba pentru că acolo uh, acest lucru este uh, foarte bine, evident. Ai în Europa mai puțin, mergi în țări precum Italia, că vorbeam chiar deloc, adică în școli există icoane cu uh, Isus, cu Maria și așa mai departe și nimeni, niciun. Nimeni n-a spus că este o formă de, dacă vrei, de dictatură religioasă. Dar, reîntorcându-ne la acest spui mai devreme, pentru că eu sunt un artist și eu sunt o persoană publică, și Volens, nu volens, trebuie să fiu responsabil pentru tot ceea ce spun. Eu spun că, în momentul în care, într-un grup de cinci oameni care beau apă și mănâncă. Carne de porc. Unul din trei se hotărăște să nu mai mănânce carne de porc, în momentul acela se creează o, o minoritate. Este minoritatea acelui tip din cinci care, nu mai, care refuză să mai fie uh, omnivor. Din secunda aceea, o analiză democratică spune așa că, dacă e așa, nu-l poți obliga pe el să mănânce carne de porc, că suntem democrați. Ca atare, uh, uh, a face reclamă în comunitatea de 5 că virgulă e bine să mănânci carne de porc, că îi creează lui un stres. Corect ce spun? Okay. ok. Și din punct de vedere politic, nu avem voie să creăm stresuri. Uh, așa arată teoria. Practica însă spune altceva, că cel care s-a hotărât să fie vegan, la rândul lui, creează stres celorlalți patru care se simt ofensați că ei mănâncă nesănătos. Și el minoritarul că e ciuca miștoului probabil la adică. În concluzie nu ajungem nicăieri dacă luăm în serios uh, aberațiile politicii. Nu ajungem nicăieri, pentru că politicienii, cum bine ai spus, ai spus-o foarte clar, au o agendă. Și sigur că ea prinde acolo unde nu, nu e așa, se muncește, nu se gândește. Păi nu poți să interziști matematica pentru că a ajutat la numărarea sclavilor, înțelegi? E, e, e peste poate de a gândi. Nu, nu poți să spui așa tâmpenie. E depășește imaginația. Sorry. Da. Plus, uh, apropo de ce spuneai, uh, vin cu o completare, uh, am început să urmăresc Clanul Soprano, Cap Coadă. s am ajuns la sezonul 5. Este un moment extraordinar. Ce-mi place. La filmul ăsta, la acest serial, foarte mult este că el merge pe foarte multe paliere. Familia Soprano era o familie tradițională uh, italiană în America, uh, care mergea pe ideea de familie, pe ideea de mâncat împreună, cel puțin o masă pe zi. Da? Uh, mafioți el, da, mafiot old school, nemilos. <coughs> dar care și-a dorit o viață mai bună pentru copiii lui. Motiv pentru care plătea bani foarte mulți să-i țină în facultăți. Și vin copiii de la facultate, da, să mănânce acasă cu părinții, cu politicile progresiste, bineînțeles, explicându-i lui că Cristofor Columb a fost un negustor nenorocit de sclav și așa mai departe. Și ăsta a avut o reacție sopranului, în casa asta, Columb este un erou. Și cu asta basta. Da, da, da. Da. Uh, stăteam de vorbă cu tata la un moment dat despre democrație și uh, dictatură. Și uh, se punea următoarea întrebare uh, apropo de pandemie și de măsuri care trebuie luate. Când uh, unui popor uh, trebuie să i se aplice de urgență o măsură se pune o întrebare simplă, ce e mai bine să fie în democrație cel popor să se dezbată, să dureze mult, deși urgență înseamnă acum trebuie să ia acea măsură versus să fie într o dictatură în care în 5 minute se aprobă măsura respectivă de urgență. Și uh, o să transmit prietenilor care ne ascultă acum că totuși democrația e mai bună decât dictatura, pentru că istoria ne arată că foarte puțini dictatori au fost uh, niște persoane uh, progresiste și de bună credință toată cariera lor. Ei au început a fi toți, au început a fi progresiști. Cu unele excepții, dar inclusiv Hitler a fost așa. Dar inevitabil parcă la Indigo puterea i-a intoxicat. Dictatura nu rezolvă. Teoretic, da. Căci, aud, în stânga și dată, doamne, România nu se vindecă decât dacă vine o dictatură. Da, un discipol luminat, mai în o asta. Da, sau mai nou, nu, România... Scot, nu discipol, scuze. Da, România nu se vindecă decât dacă vine un străin care face uh, ce vrea el aici și... Da, să nu uităm că România modernă a fost uh, uh, creată sub o casă regală care nu a fost a României, a românilor. A fost un import. Un import atât de, uh, cum să zic eu, atât de cuceritor uh, în, în, uh, din punct de vedere democratic, atât de elegant din punct de vedere politic, că ne-a făcut numai bine. Asta nu înseamnă că noi, ca popor, eram niște uh, rațe sălbatice care nu făceam altceva decât să ne zmulgem penele unul altuia. Nu. Am avut oameni minunați, de la Cogânicianul la Titul Maiorescu și așa mai departe. Problemele sunt de context european, da? Uh, Hohenzollerii au venit exact când trebuie. Și când s-a luat această hotărâre, cu acceptul marilor oameni politici din România, ce rezultate au fost? O Românie modernă. Este o întrebare foarte sau este o problemă foarte interesantă asta pe care ai ridicat-o, pentru că mie mi se pare că ține întotdeauna de context. Am să spun o chestie, dar este o observație personală și absolut subiectivă. Am fost acum câțiva ani, cred, o săptămână în Maroc și am umblat ceva pe acolo. Am văzut Marrakeșul și încă un oraș. Am fost la un festival de world music și l-am văzut pe... Cum se cheamă? Basistul Miles Davis. Păi care că au fost mai mulți? mi-aduc aminte până la sfârșitul emisiunii. L-am văzut acolo când a fost Așa. wow. În fine. Și, Mar uh, Marcus Miller? Te referi? Uh, Marcus Miller l-am okay. văzut live în Esauira, în Maroc. A Inclusiv fost, Inclusiv wow. de la Stones este uh, a fost basistul Miles Davis. Ron Carter a fost basistul Miles Davis, dar mă rog, de deci Marcus fine, Miller uh, Uitându-mă la oamenii de acolo și cum funcționează ei și cum funcționează viața lor, mi-am dat seama că ăla nu este un loc în care o democrație ar fi funcționabilă vreodată. Pur și simplu, ei funcționează în cu totul altă paradigmă și poate pentru noi este diferit, dar ei funcționând în cu totul altă paradigmă, uh, nu mi s-au părut că erau cei mai nefericiți oameni de pe pământ, nici măcar femeile. Păi uh, eu uh, mă uit la uh, viața pe care. de zic, ține de context mereu. Viața bunicilor noștri. Mă uit. Mhm. Uh -huh. Cine mai are bunici sunt fericiți. Uh, viața bunicilor noștri s-a derulat în altă paradigmă, Siviu, cum bine spui. Uh, și cu obiceiuri, și cu mentalități, și cu... Uh... Știu bunici care au prins războiul da? și care până au murit în anii 90-2000, au ținut în, în debara doi saci de rafie cu pâine pe care o schimbau din când în când da. cu pâine uscată. În Așa caz este. de mai vine vreun război. Da, da, da. da. Poate asta este acest gest să fie, gestul cu care noi ne alegem după perioada asta de pandemie. Acest sac de rafie cu pâine uscată pe care o mai schimbăm din când în când în propria noastră debara interioară sufletească. Dar revenind așa, analizând viața bunicilor noștri în contextul în care evoluțiunea de european era aproape inexistentă. Lumea era de aici până în bătătură, până la biserică, până la școală. Uh, te rog să mă crezi că era fericită lumea. Și când nevasta era bătută, și când uh, 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 șeful de post făcea abuzuri, și când arendașul uh, refuza să plătească uh, munca câmpului și așa mai departe. Era o comunitate să zicem trăia o dramă pe care o dansau la hore. România modernă, România lui 1940 și închisorilor uh, comuniste și așa mai departe, este o Românie care s-a tulburat. Este un vin tulbure. Dar, dar ce a fost înainte, interbelic și anii 20 și așa mai departe, este un vin de foarte bună calitate și este cristal. Este frumos despre acea Românie, dacă este să vorbești în context de democrație, hmm, cred că ți-ar refuza-o ei. Pleacă, dom'ne, cu prostiile astea. Adică rasismul de care vorbești, adică uh, inechități uh, sociale, politici de impunere cu forța a unor uh, cuvinte, a unor atitudini, uh, cenzură și așa mai departe. Mie mi-e tare frică de cenzura asta. Știu un exemplu bun pe care l-am în acest sens, ar fi povestea un prieten care a fost în China cu câțiva ani și a stat acolo ceva vreme și a găsit un băruleț undeva cum ar veni Ai Beijingu și e cercul 1 din centru și undeva în cercul 2, un mic băruleț care era ținut de un chinez panchist care aducea acolo, nu era mai mare decât camera asta cu totul, se pare, din da? povești, care aducea acolo tot soiul de trupe să cânte, dar avea el însuși o trupă de punk. Iar el cânta, propunerea trupei lui de punk, ideea de exista, era că cântau pro prodemocrație. Ceea ce mi s-a părut extraordinar, pentru că pe de-o parte, ei în America pe socialiștii, comuniști de Ridge, de da. Machine și, pă, și uh, cum îl cheamă, Bruce Springsteen, care și el în zona cu democrație și în zona st stângii. Pe de altă parte, te duci în China, unde lucrurile funcționează uh, celebra Chinese democracy, în da? cu totul altă paradigmă, și ei pe băieții ăștia, în, în, într-o mică comunitate care ei vor să se ducă la vot și, să, și votul lor să însemne ceva. Băi, extraordinar mi s-a părut. Da. Uh... Uite, um, punk music este una și punk movement este, după părerea mea, alta. Punk music a însemnat uh, uh, a, a însemnat niște piese frumoase, niște trupe bune și o mare o mare demaculatură uh, muzicală de care nu și mai aduce nimeni aminte. Dar au fost din punct de vedere artistic au fost niște lucruri grozave cu Stranglers, cu Blondie, cu uh, mișcarea socială, God Save the Queen. E, mișcarea socială și așa mai departe. Era o grevă a gunoierilor în Londra atunci. Este, este -o punk stăzi. movement, este ceva care aparține în istorie, nu mai are de a face cu ce e astăzi. Uh, de altfel nu prea a avut a face nici cu România. A fost o chestiune a britanicilor. În, în afara Marii Britanii a rămas muzica restul problemele lor n-au fost exportate și în Franța sau mai ales în România cum nu s-au exportat nici probleme ghetourilor americane în Europa după cum foarte bine știți voi toți că nu există ghetouri nici în Bruxelles și nici la Roma și nici la București nu există, există cartiere mai bune sau mai rău famate dar ghetouri în sensul că este organizată o soluție pentru strângerea unei uh, comunități de, de o anumită culoare uh -huh. nu există în Europa. În consecință, punk pentru mine uh, înseamnă mai mult muzica. Uh, mișcarea socială și așa mai departe nu m-a inspirat uh, așa cum m-a inspirat la vremea în care s-a manifestat hippie. Uh, hippie au avut, uh, în primul rând, că au avut uh, uh, efect. Deci au pus în aplicare niște lucruri cum ar fi uh, oprirea războiului din Vietnam. A fost un efect al mișcării hippie. Doi, hippie sunt uh, în foarte mulți, ocupă posturile administrației americane foarte mulți din generația hippie și cu toate belelele de pe lume ale administrației americane au în ei încă ceva din Doors, din Janice și așa mai departe. Nu numai nostalgic, dar și în felul în care fură, fură mai hipi dacă vrei. Știi, politicile astea progresiste au intrat în universitățile americane prin anii 90 și se spune că basically vin, vin de prin 60 de la generația hipi. Da, așa este. Uh, este uh, schimbarea generației din administrația, vorbim de administrația americană, uh -huh. schimbarea generației va duce la, după părerea mea, la o atitudine mult mai liberală. Hipii sunt, uh, sunt frumoși, ei luați în contextul anilor 60, în contextul actualei situații, ei sunt inutili, ei nu când bătrâniți, sunt inutili, nu pot să mai comunice cu aceiași vectori ai, ai timpului nostru. De aceea, schimbarea generației, adică cei de 40-50 de ani care sunt non-hippie, vor face mai mult decât ce fac actualii. România, România a trăit un vis. Hippie înseamnă Florian Moțupitiș, nu are nicio legătură cu masiva, uh, uh, masivul comportament social din America anilor 60, și nici cu moda care a intrat, a fost o modă hippie, dacă ți-a luce aminte, în Europa, da? cu pantaloni evazați și cu cămășile înflorate, dar ca modă. Eu mi-aduc aminte de perioada asta când odată cu filmul Dors la începutul anilor 90 era și prin România aici ai în Cismigiu era plin de... Eu, da. cred că, eu cred că în România lucrurile uh, n-au... Au avut doar formă mai mult, zici. Nu, au fost, uh, au fost mai mult conținut decât formă. Mm. Pentru că s-a trăit prin artă. Adică hippie a fost mai degrabă uh, uh, acceptat prin artiștii generației hippie că la noi nu a fost o manifestare uh, la nivel de mase. Au fost câțiva uh, pionieri, sau mai bine zis, câțiva care au purtat această cultură în mod deschis, da? Uh, Moțul Pitiș fiind unul dintre ei. Uh, de aceea eu cred că uh, hippie în România a fost mai frumos decât hippie în America și mai târziu. În domeniul poeziei, hai să spunem de cei Patru Beatles, uh, ai poeziei românești, Florin Cărtărescu, Treante Coșovești și așa mai departe. Uh, în domeniul muzicii, să vorbim despre uh, vinovații fără vină, să vorbim despre Mircea Florian, să vorbim despre uh, Dan Andrei Aldea, uh, și așa mai departe. Rădeam cu Florin Dumitrescu răutăcios la un moment dat despre această generație de la noi, pentru că uh, de... de... Poetul fără Dumitrescu Textierul. Da, e poet. Poet. Da. Și antropolog, da. Rădeam despre faptul că adesea se folosea în comunism, da, tema haiducilor, care basically sunt cei care fură de la bogat să de la sărași. Deci, tot niște socialiști comuniști. Și atunci tu erai împotriva a ce? treaba asta de rebel, haiduc. <laughs> fac o paranteză apropo, fac o paranteză am descoperit de curând datorită internetului că au fost câteva cărți pentru copii cu haiduci care au fost pictate desenate de un anume artist plastic al cărui nume îmi scapă și îmi cer scuze dar o să fac cumva să ți-l comunic și care ce-a făcut în cărțile acelea pentru copii a folosit uh, figurile lui Paul McCartney, lui John Lennon, lui George Harrison și al Ringo Starr. Cred că s-a întâmplat și la Parlament asta cu un tablou. Probabil. Cu, da. Așa ceva este pfa, mult peste orice vrei tu cu, din cultura britanică. Deci asta este mare, e mult, e, e, e frumos. Da, e o glumă bună. Da. Uh, eu nu mi-aduc aminte uh, decât că în acea perioadă N-a venit nimeni să-mi pună un pistol la tâmplă, că aveam la supraț mereu de 4-5 viniluri, dar mi-aduc aminte că am fost ridicat uh, în uh, ședință la facultate, asta înainte de 90, și am fost uh, arătat cu degetul. Tovarășul Godoroja umblă în medii subversive, este în fiecare săptămână la ambasada americană și la ambasada Marii Britanii abonat la bibliotecă. Cu ce scop, și Godorja. Ca atare am simțit gustul ăsta, sigur nu fac paradă, că nu a, repede nu mi-a pus mie niciun pistol în cap, dar am fost nevoit ca să, explicații, de, da. să dau aceste explicații de față cu toată lumea și ei mizeau pe faptul că în felul ăsta sunt umilit. În, în anul din care făceau parte băieții și fetele, ei râdeau de ei ăștia care mă umileau pe mine. Înțelegi? Și, și strig, din spate Era de bullies. Da, și cu... îți spuneau din no. spate, când mi se spunea Roger, că făcusem atletism și era un atlet francez foarte bun, Roger. Uh, și zicea, Roger, dăm vinilul la mie ca să nu te prindă sau dăm revistele, da un beat și așa mai departe. Uh, te rog să mă crezi că am audițiile pe care le făceam la Clubul Ing, de atunci a trebuit să, să le păstrez, dar am făcut niște minime schimbări, cum ar fi seara cu Ludovic Mânătare sau cu Ducele de Ellington sau cu Contele Beizi sau cu uh, uh, Ion Răducanu și așa mai departe. Așa trebuie să le traduc. Au fost niște uh, repercusiuni pe care a trebuit să le accept. Și le-am acceptat în măsa. Dar ele continuau să fie aceste serii. Și cu John Anderson și Evangelis, și se fuma în clubul Wing, uh, uh, carpați și bucegi, și se consumau și beri și țuici de acasă, uh, clandestin, că nu aveai voie, și stăteam până la 2-3 dimineața, când teatrele se opreau la 8, și noi plecam în, în, uh, în seturi de câte 2-3 din club ca să nu fim prinși de miliția care venea prin Grozăvești Și erau trasee diferite. Da, am trăit vremurile astea și știu ce înseamnă cenzura. Dar îți repet. Uh... Dar aveai 18 ani, să zicem da, așa, nu, și Nu, nu timp... simțeam, acum însă simt, că sunt, din păcate, sunt mai înțelept. Tare mult aș vrea să am anii ăia și prosteala din capul meu din nou. Am să spun o chestie, care e ca un soi de concluzie a ceea ce discutăm noi aici. Uh, ești cumva ca o, cu o generație după mine. Ceea ce presupune că ai prins mai mult din anii comunismului decât mine, cel puțin în, în zona asta de. de uh, mers la ambasada Americii, Boem, artistică, raie, Muzici, uh, micile mafii, că asta mi-a mi plăcut asta, micile mafii care se făceau în jurul unui tip de entuziasm, era extraordinar. Uh, și având toată discuția asta care duce spre. care pe mine mă sperie, care vine cumva tipul ăsta de marxism sub alte forme revine și mă sperie realmente, mă sperie cenzura, mă sperie, mă sperie tipul ăsta de politici, mă sperie cam o, o, o fată de 14 ani care o să crească în lumea asta și vorbesc cu tine care uh, le concluzionezi, le concluzionezi, le încasești și tu în tocmai ca și mine, dar ești mai puțin speriat de ele decât mine. Păi am... Și a... pentru că le-ai trăit și mai mult decât mine atunci. Da. Cumva în alte vremuri. Am un puternic antrenament al dezastrului eu sunt foarte bine antrenat gândește-te că uh, mă duceam din Titan pentru cei care ne ascultă și nu știu ce este Titan în București era o zonă de, uh, despre care uh, Silviu a făcut un film frumos uh, e o zonă, era, acolo era o mișcare uh, tânără de poezie și de muzică rock și așa mai departe deci eu mergeam, mergeam din Titan până în centru la Ateneul Tineretului, pe jos nu aveai cum să-ți iei suc, nici țigări, nici să mănânci un cheeseburger și așa mai departe, duminică la ora 6. Deoarece erau magazinele închise. Ce făceai dacă aveai nevoie de țigări? Păi, în drumul tău spre Atenul Tinetului, treceai pe undeva pe la Râmicu sărat și îl sunai pe Silviu. Cum îl sunai pe Silviu? Păi dacă ți vă închipuiți că băgai mâna în buzunar și scoteai un celular, vă înșelați. În primul rând băgai mâna în buzunar să scoți o fisă de 25 de bani. Și te duce la o cabină de telefon și îi spuneai, bă, ce faci, bă? Bine, unde te duci? La... Ceea dacă funcționează telefonul? Da, da. vii? Nu vin, mă, că am altă treabă. Bă, vreau și eu niște țigări, ai? Da, mă, vinu. Și luam țigări de la Silviu, atenție, fără să plătesc că și Silviu venea și lua de la mine câte o bere când era în drum spre uh, uzinele Republica, unde era un chef acolo și nu mai aveau băutură și la două noaptea mă suna telefonul care suna toată casa și știa toată casa că nu trebuie să răspundă la telefonul ăla decât eu trebuia să răspund că numai eu puteam fi sunat la ora două și spunea, aveți că sunt jos la, la scară, adă -mi și mie vreo patru beri. Bă, n-am berd, am însă un vermut. Da, dă-mi-o că okay, e da. bun și -ala. Înțelegi? În concluzie, uh, am antrenamentul dezastrului. Era dezastru în jur. Gândește-te. Nu era lumină, era frig. Și eu mergeam să-mi iau discurile cu, cu Zeppelin și cu, uh, și cu The Who, pe care le ascultam cu alți prieteni ca într-un soi de adunare mistică cu vermut, și cu carpați, nu, carpați nu mai apucam. Carpați apucai greu, trebuia puține relații, dar cu bucegi, sigur. Ai fumat vreodată bucegi? Da, bineînțeles. Pentru cei care nu știu ce este bucegi, este ca și când ai lua acum o bucată dintr-un copac, ai înfășura-o într-un ziar și ai da foc. Asta e. Mai fumez tot Da. Dar, în fine, da, aveam antrenamentul dezastrului de o parte, pe de altă parte, dacă mă sperie ceva acum față de ceea ce spui tu, tu, tu spui de, de un tip de solidaritate care exista. Da, asta așa care este. Care nu este puțin lucru. Mie mi-e foarte greu constat cu buni prieteni de -ai mei, cu oameni pe care îi cunosc și o îi cunosc de o viață și îi apreciez pentru foarte multe lucruri. Că nu mai pot să am o discuție coerentă și liniștită și bazată pe argumente hai să zicem, de pildă, dau și eu un exemplu extrem despre Trump, da? Pentru că brusc mi se sare în cap că sunt cretin, retardat și nu știu ce, doar pentru că am o opinie diferită. S-a ajuns la un tip de nevroză de asta în care nu mai e ok să ai o opinie diferită. Nici măcar la masă cu prietenii, ceea ce mă scoate din minți, știi? Că nu mă ajungem să țipăm unul la altul, ok, mă bucur că ne-am văzut, azi ne mai vedem peste șase luni. <laughs> uh... că nu vreau să mă cer cu tine și da, da și da, fie da, Adică în vremurile pe care le-ai descris, parcă solidaritatea asta avea acel, hai să zicem, dușman comun și funcționa fel, acum, altele sunt total învorburate, mult. Tot da. Pandemia să știi că a mai întărit puțin solidaritatea asta, asta o observ eu. Iar în ceea ce privește uh, uh, această isterie. Da, în, rămâle, această isterie în comportamentală. Vis-a-vis -vis de păreri politice, păi este de foarte multă vreme o caracteristică a românilor, a italienilor, a portughezilor și așa mai departe. Aduți aminte, în anii 90, isteria Iliescu. Divorțuri, da? Aduți aminte în în, în. în scrisoarea pierdută, care a fost subiect la Bacul de anul ăsta. Este mai mult decât edificator că asta e o caracteristică a românului, și anume de a nu uh, accepta părerea celuilalt. Eu trebuie să te conving pe tine de părerea mea și nu plec de aici până când tu nu spui da. Evident că tu n-ai să spui da și treaba ajunge până când îți dau palme, mă înțelegi? Amice, îți dau palme. Aici se ajunge... Bine, palme virtuale. Știu virgoalme. că am ajuns acum. Da, da, da. Știu exact ce spui. Uh, dar este, cum să spun eu... Uh, <laughs> știi ce mult prefer genul ăsta de comportament față de sobrietatea și uh, uh, răceala nordică sau, uh, mă rog, nemțească. O prefer așa pentru că este e caldă. Adică te văd. Și fair, cumva, Da. Okay. În momentul când stai așa reținut și îți buzele, mi-e frică. Cine ești? Ce vrei? De fapt, ce ascunzi în spatele acestei tăceri? Așa când te-ai ridicat și strac palmea mică, mă înțelegi, ești descoperit complet și nu mi-e teamă. Adică stau cu tine la masă. Eu ți-arăt dezastru, tu mi-ai partea luminoasă a lucrurilor, așa a fost. Da, asta. da. da, bine. Ce urmează? Ce cântări? Cum or să fie? Nu Eu... o să cânți la drive nu? Uh, nu. Este uh, improbabilă toată activitatea de uh, life live uh, pe bune, avem niște, uh, a să zicem, avem un calendar uh, uh, confuz la câteva festivaluri, la niște concerte care să zicem că s-ar petrece la Berăria H așa mai departe. Știi cum să spune mai bine? Un, a, ai un, an, un plan prost decât să n-ai niciunul. Da, foarte bine ai spus acum. Certitudine sunt însă că dacă... Uh, este voie, noi vom fi prezenți în live, nu ne, nu ne retragem. Dar pentru ca lucrurile se meargă mai departe, avem acest program pe care l-am inițiat în studioul din Corbeanca, se numește Hashtag 6 cu prietenii, în care este o, este o suită de șase concerte în care cântăm alături de prieteni, Marius Mihalache, Mihai Pocurski și așa mai departe. Cântăm muzicile care ne plac, le vorbim. Și cu oameni care nu sunt din uh, zona muzicală, de exemplu, Ivan Pațaichin, de exemplu, sau poeți sau așa mai departe, și facem treaba asta cu uh, un singur uh, scop, și anume ca să ținem trează uh, relația dintre noi și public. Publicul să nu disper, să dispere și noi să nu ne lăsăm de această meserie. Am auzit într-adevăr și. Îmi vine să plâng uh, artiști care au renunțat pentru că nu mai au cu ce să întrețină, da Am înțeles că este una din probleme, este că foarte mulți au preferat... Uh... Ok, fentarea statului, noi venim, cântăm pe bilete, luăm banii de la intrare, cârciuma să scoate din bere și cam ăsta-i deal diluie, când n-a mai mers așa și n-ai avut un, un PFA sau o altă formă de plătit, n -ai avut, statul, n-a avut cum să ți dea bani. Da, problema am continu... zis că e o problemă destul de mare la în zona asta. Zona artiștilor și... nu este de vină pentru asta. Uh, este uh, de vină uh, sistemul economic. Eu, tu dacă nu accepti că eu te plătesc pe tine la negru, nu cânți. Și cântă el. Ok. Bun. O să zici, bine, hai. Cânt la negru. Azi așa, mâine așa, poi mâine așa. De ce? Pentru că economia noastră nu e o economie foarte bogată, nu? Și sunt puține concerte. În cazul meu e diferit, eu sunt mai altfel, în sensul că am, am, am și o educație afară, am, am făcut facultatea de televiziune la CBS la Paris, am aproape 2 ani de zile un soi de, de, de perfecționare la Warner Brothers în, în New York. Am înțeles că lumea trebuie să fie în sistemică. Am un PFA, funcționez pe PFA-ul ăla, cât pot să funcționez, dar cu tot PFA-ul ăla, te rog să mă crezi că n-am obținut nimic. Nimic. Mi, Sigur că m-am abonat, m-am -am completat toate formulele, formulare, nim zero. În consecință, chestiunea este că Hotelul a, 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 Florentin Milcov a, a, a fost foarte sprijinit, inclusiv eu sprijinit, să demareze un programul primului sindicat real. Acest sindicat va rezolva problemele. Și oamenii vor, dacă este o chestie pozitivă din toată pandemia asta, este că a răsărit acest sindicat și el va regla cu guvernul tot. În momentul în care te așezi la masă și guvernul se întoarce spate, tu îi pui mâna pe ciuf și îl întorci. Și îl întorci și îi spui așa, maestre, fii atent că în dreapta mai e blocul național sindical și în stânga este un bloc european sindical. Tu stai de vorbă cu mine acum sau ai probleme. Și atunci stă de vorbă. Dar atâta vreme când n-ai avut și nu ai o reprezentativitate, ai văzut ce au făcut. Nimic. De la ministrul culturii până la primul ministru. Ba mai mult, au luat puțin în bagiocoră. Lasă că se descurcă ei. Sunt greieri. Știu și asta nu este doar cu Uită-te sprijin... ce este în Horeca. Da, noi sprijinim furnicile. Lasă-mă pe mine cu greierii. Deci... Asta este, după părerea mea, primul rezultat bun. Dacă publicul vrea să afle ceva uh -huh. bun, asta s-a întâmplat. Mă uităm uh, acum că s-a dat drumul la terase, da? Poliția a venit, bineînțeles, și a început să dea cu oameni în stânga și în dreapta. Ok, pot să înțeleg că s-au încălcat niște reguli la terase, pot să înțeleg că te duci la pe ala, aici eliberezi mesele între oamenii ăștia și ăștia, pot să înțeleg toate astea. După ce l-ai ținut trei luni de zile, pe patronul cârciumii respective, fără nicio încasare, când ai deschis prima zi, vi să-i dai amenzi? De... Cum poți trăi o viață întregă ca un vierme? Și cum vrei ca oamenii ăia să, să trăiască și să-ți plătească impozitele din moment ce nu-i lași să existe? Da. Așa funcționează lucrurile aici. Tocmai am avut o discuție cu uh, uh, Fes festivalului de, de, blues de la Ghelari, din Hunedoara. Uh, care are la rândul lui o pensiune, este pensiunea unde a la naștere acest festival. Ca și gârna, totul la naștere într-o curte mică a unei pensiuni. Și care spunea că nu a produs nimica și că este teamă că nu o să poată să acopere și nu-și amenzile imense cu, cu, care, cu care se poate trezi ca un abuz dacă cumva încearcă să facă ceva. Uh, de altfel oficial, dar care nu are, nu este dat un, un manual de utilizare a hotărârilor guvernului. Și ne fiind un manual, ăia vin și. Interpretează cum vor cum să Cum vor mai... exact. Mm -hmm. e exact. obicei și pagi, ca să spunem, pe a drept. Dacă este, dacă aș fi eu oarecum consultat, eu ne fiind o mare autoritate, sunt un om normal. Dar dacă ar conta părerea mea, eu aș spune așa, dacă vreți să, să fie bine și pentru voi, politicieni, trebuie să fie bine și pentru mine. Pentru că era o vorbă a, a lui Miles Davis care spune așa, atâta vreme cât Archie Ship are ce să pună pe masă, atunci are de cântat Michael Jackson care va să zică, dacă vă îngrijiți ca nouă să ne meargă ok, voi veți avea ce pune pe masă, sigur voi politicienilor. Ca atare de-aia merg treburile în, în Germania. Nu mi se pare că uh, politicianul din Germania este vreo rasă ariană a corectitudinii. Iartă-mă că-ți spun. Sistemul te -i, te, -i, te -i... E un sistem care funcționează. Da, da așa dar, dar eu am încredere că lucrurile vor merge bine la noi datorită noi generații care vine cu o mentalitate europeană relaxată, care nu știe foarte clar cine a fost Bob Dylan, dar știe pe Ed Sheeran, chiar dacă Ed Sheeran copiază refrenele de la Beatles, nu, nu le pasă treaba asta. Nu no, hey, da. Hey, dude. Da, 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 da. Nu no, no, no ne pasă, pe noi ni se urcă părul când auzim, nu, de la Oasis încoace că se, se cântă refrenele uh, monștilor sacri fără, nici o fără nicio grijă, da? Lor nu le pasă asta și atunci sunt relaxați, noi suntem crispați. Și fiind mai relaxați și fiind mai noi, eu am încredere că lucrurile se vor schimba în bine. Să te audă Dumnezeu, pentru că eu sunt ala îngrijorat și paranoic și cu teoriile conspirațiilor știi, toată lumea în jură sau înjură, când au o dai în teoria conspirației și zic, bă băieți, ar fi o tâmpenie să nu o dai, pentru că dacă n-aș da în teoria conspirației, aș crede că ce s-a întâmplat în 89, da? la București cel puțin, da? a fost, cum să spune oficial, o reacție a populației și cam atât. Hai să fim serioși. Nu e chiar așa. Da. Uh, teoria conspirației este uh, și într-o perioadă în care lucrurile nu prea, mai, nu prea se mai ascundă nimeni. Da, teoria conspirației este un act real. Ea, cum să spun eu, ea funcționează atâta vreme cât se ascunde adevărul. Dacă în camera asta cineva ți-a furat țigările, gata apare teoria conspirației. Deci codoroja care nu mai fumează va lua țigările ca să nu fie bănuit el că fumează. Sau colegul tău care stă cu tastatura. A luat țigările că nu mai are bani de țigări, dar ține tastatura peste țigări și așa mai departe. Dar dacă s-ar spune imediat, ne da, eu eu am luat țigările, toate teoriile conspirației ar cădea. Îți închipui că nu poate să spune nimeni adevărul. Bineînțeles. Uh, o chestie vreau să mai spun, ne apropiem de final. De obicei pun aici sus un vinil. Așa. Acum am, pus, am, primit, am primit șpagă și vreau să o da. promovez. Este un fotograf pe care îl cheamă George Mieluș. Uh -huh. Iubesc oamenii care fac treburi din pasiune și uh, se gândesc mai puțin la consecințele financiare și așa mai departe. Acest băiat a luat foarte mulți atici români pe care i-a pozat înainte și după ce s-au suit pe scenă. Uh -huh. Și a făcut asta în toată țara și a scos ac acest volum pe care a vrut să-l să tipărească în România și a găsit undeva în Estonia la jumătate preț. <laughs> Așa și costă undeva la vreo 200 de lei și este găsibil pe născute-n-underground.ro Și este un volum care merită și care este cumva un document al... Imaginează-ți că s-a dus, s-a dormit în mașină, pe în ploaie, pe la bacău, pe la, pe la iași, pe, pe unde nu s-a dus doar ca să-și facă acest volum. Da, și și s-a împrumutat de la bancă, a făcut da. un împrumut de la bancă ca să-l scoată. Da, și bănuiesc că uh, este și de foarte bună calitate artistică, uh -huh. că ce altfel nu ar fi fost recomandarea ta. Deci, născut în underground. Născut în underground, un volum de poze. Sărbătuț de Alexandru Miluș. Gata, l-am notat. Uh -huh. O să-l căutăm. Ok, mulțumesc că ai venit. A fost o plăcere. Mulțumesc și eu.